Așa cum cântau tinerii noștri în această dimineață, să așteptăm venirea Domnului și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne facă parte de Marea Întâlnire. Și să nu uităm ceea ce spunea Apostolul Petru, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului. Responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu este ca prin purtarea noastră sfântă și evlavioasă să așteptăm venirea Domnului și Domnul să facă ca ziua aceea să ne găsească în pace. Amin. Așa cum Gedeon a construit acel altar acolo la Ofra și l-a numit Dumnezeul Păcii. Este foarte important ca Domnul să fie acela care să ne dea pacea, pentru că pacea, așa cum o dă Dumnezeu, se diferențiază de orice alt fel de pace pe care poate să-ți o dea lumea aceasta, pe care pot să o ofere oamenii, fie prin tratate, fie prin tot felul de înțelegeri care la un moment dat pot să fie încălcate dacă nu se respectă o parte din contract. Diferența dintre pacea aceea și pacea pe care o dă Dumnezeu este enormă, de la cer la pământ. De ce? Pentru că Domnul nostru este numit Domnul Păcii. De aceea spun din toată inima, lăudat să fie Domnul nostru și binecuvântat să fie în această dimineață poporul lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm pe toți din casa lui Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, în această dimineață aș vrea să continui cu ajutorul Domnului pe acest subiect pe care fratele Amos deja l-a prezentat înaintea dumneavoastră, vorbind despre această luptă, această bătălie spirituală și, așa cum spunea dumnealui, este o realitate. Viața aceasta este o viață de luptă, este o viață de bătălie și lupta nu se termină decât atunci când închidem ochii și plecăm de pe acest pământ. Până atunci, noi trebuie să luptăm și dacă refuzăm să luptăm, cel rău nu va înceta să lupte împotriva noastră, să ne lase în pace, că și noi nu vrem să luptăm. El oricum se va lupta împotriva noastră, de aceea și noi trebuie să fim înarmați și să putem sta în picioare în ziua luptei. Doamne, ajută-ne Tu! Amin! Dar pasajul acesta mă fascinează într-un fel, pentru că îmi dau seama din Scripturi și văd diferite tipuri de lupte. Și Pavel Apostolul a avut luptă cu cei care doreau să pună o piedică în propovăduirea Evangheliei pe care o ducea Apostolul Pavel. Și era o bătălie spirituală, pe viață și pe moarte, în care chiar și trupul lui suferea în urma prigonirilor și a bătăilor care le întâlnea din loc în loc. Dar lupta și bătălia aceasta pe care o prezintă Biblia în acest pasaj din Cartea Judecătorilor cu istoria lui Gedeon, este o luptă diferită. Pentru că în contextul acestei bătălii și în contextul acestei lupte se ajunge din pricina păcatului. Și observați că spune aici, așa cum spunea fratele Amos, versetul 1, că Domnul a îngăduit ca poporul lui Israel să ajungă să simtă asuprirea lui Madian și apoi să trebuiască să meargă între această luptă de eliberare cu ajutorul lui Dumnezeu din pricina păcatului care a pătruns în poporul lui Dumnezeu. Și eu vreau să spun, frați și surori, în această dimineață, în primul rând, că este o mare, mare deosebire ca cineva să se lupte o luptă bună a credinței, cum spune Apostolul Pavel. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Și este o luptă foarte, foarte onorabilă și Dumnezeu o va încununa în ziua aceea binecuvântată și Apostolul Pavel spune către sfârșitul călătoriei, m-am luptat lupta cea bună și mi-am isprăvit alergarea. Și de acum mă așteaptă cununa vieții. Dar uitați-vă că acest context al istoriei poporului evreu
Această luptă și această bătălie ajunge să fie dată din pricina stării păcătoase care a intrat în poporul lui Dumnezeu. Și ce este foarte interesant, că versetul 6 spune: Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Iubiți frați și surori, lucrul acesta ar trebui să ne dea mult de gândit. Cine ajunge în lupte din pricina păcatului și părăsind calea lui Dumnezeu, riscă să ajungă foarte, foarte nenorocit. Și vedem familii care se nenorocesc. Vedem soți și soții care se destramă în relația lor. Copii care apucă drumurile lor. Și atunci îți pui o întrebare: Doamne, cum se face că se ajunge în contextul acesta? Și se prea poate că datorită unor stări de păcat care intră în poporul lui Dumnezeu, în familia mea, să ajungem în contextul acestei lupte. Dar vestea bună și frumoasă este că chiar și de aici Dumnezeu are putere să izbăvească. Dumnezeu are putere să aducă ajutorul și vrea să o facă. Dar sunt câteva lucruri pe care în această dimineață o să doresc să le observăm din cuvântul lui Dumnezeu, care țin de noi și de o ordine în viața noastră pe care Dumnezeu vrea să o punem ca El să poată da biruința. Eu doresc din toată inima ca toți care suntem în locul acesta să fim din aceia care ne luptăm lupta aceea onorabilă de păstrare a credinței. Dacă cumva în locul acesta este cineva care a ajuns într-o luptă și într-o bătălie și contextul familial este așa cum este și situația este dificilă, în această dimineață totuși vreau să spun din cuvântul lui Dumnezeu: biruința este a Domnului. Și Dumnezeu poate să dea biruința și Dumnezeu vrea să dea biruința și noi spunem în această dimineață: Doamne, apără-ți poporul Tău, adu prinșii de război acasă, unește legăturile dintre soți și soții, unește biserica aceasta la toate nivelele și ajută-ne să putem construi ca acest Gedeon un altar pe care să-l numim Domnul Păcii și ziua Domnului să ne găsească fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, îndură-te Tu de noi! Aș vrea în primul rând, frați și surori, să observăm puțin contextul acestei lupte și tipologia, tipul de luptă pe care îl folosește Madian. În Biblie observăm mai multe bătălii care s-au dat și mai multe feluri de a cotropi pe cineva și de a-l subjuga cu diferite scopuri. De exemplu, în 1 Samuel 13, în ziua luptei, spune Biblia că doar Saul și Ionatan aveau săbii. Și nimeni din popor nu avea arme, pentru că filistenii au împiedicat pe evrei să aibă vreun fierar în mijlocul lor, să-și poată ascuți vreo sabie, nici măcar uneltele necesare pentru prestarea muncii câmpului nu puteau să le facă evreii, doar dacă se suiau, se coborau la filisteni și își ascuteau acolo uneltele lor de muncă. Și m-am gândit la lupta aceasta foarte interesantă. O tehnică abordată de vrăjmașul în care poporul lui Dumnezeu să fie fără arme, să nu poată să se lupte. Și uitați-vă dumneavoastră că Biblia vorbește prin Apostolul Pavel și spune că, printre altele, în Efeseni capitolul 6, creștinul trebuie să fie înarmat din cap până în picioare ca să poată sta în picioare și să biruiască totul și lupta. Și dacă creștinul ajunge să fie dezarmat, ajunge să-și piardă coiful mântuirii, sabia Duhului, platoșa neprihănirii, râvna Evangheliei Păcii și celelalte lucruri pe care le descrie Apostolul Pavel, lupta se face foarte dificil și din nou îi nevoie ca Dumnezeu să facă ceva supranatural și miraculos. Dar uitați-vă ce interesant se întâmplă aici, în cartea aceasta Judecători, în capitolul 6, când apare o știre a lui Madian, așa cum spunea fratele Amos, o știre atât de numeroasă, o știre atât de puternică pe care Dumnezeu o îngăduie din pricina păcatului
să vină împotriva lui Israel, cum o să observăm și în istorie, pe paginile Scripturii, în cartea lui Daniel, că Dumnezeu face același lucru, din pricină că poporul lui Dumnezeu nu mai este separat de lumea aceasta și devine una, contopindu-se cu obiceiurile lumii și păcatul intră, Dumnezeu îngăduie Babilonului, acestei culturi, să inunde țara aceasta și să o schimbe și astfel să fie duși în robie timp de 70 de ani, nu 7 ani, cum a îngăduit aici Dumnezeu prin Madian, o perioadă mult, mult mai îndelungată. Dar ce mi se pare foarte interesant, în lupta aceasta, când intră păcatul în familia mea sau în poporul lui Dumnezeu și îngăduie Dumnezeu să vină vrăjmașul împotriva mea sau împotriva noastră, în primul rând ce se întâmplă, frați și surori, vrăjmașul reușește prin groază și prin frică, să ne risipească. Și uitați-vă puțin, spune aici cuvântul Domnului, mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel și ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. Una era lupta când împotriva poporului Dumnezeu se vrea a cuceri poporul lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu era cu ei și erau într-o unitate, într-o cetate, apărându-se și erau toți una și Dumnezeu le da biruința. Și uitați-vă puțin la ce se întâmplă în cazul acesta când din pricina păcatului intră Madian cu îngăduința lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu. În primul rând se risipește poporul lui Dumnezeu. Unii ajung în vale, în văgăun, alții se ascund în peșteri și alții se urcă pe anumite locuri întărite care cred ei că le-ar putea oferi sprijinul și siguranța. Și acum am putea să transpunem, dacă vreți, situația aceasta puțin la nivel familial. Când începe păcatul să intre în viața noastră, în viața părinților și chiar a copiilor, se poate întâmpla că familia aceea începe să se risipească. Bărbatul ajunge și coboară poate într-o vale și se ascunde acolo și se confruntă cu tot felul de lucruri. Nu mai poate desprinde nimeni poate de la filme. Nu mai poate desprinde nimeni de la jocuri video. Nu îl poate desprinde nimeni de la pariul, de la gambling. Și ajunge să fie ascuns acolo în văgăuna aceea și nici măcar nu mai vrea să vorbească poate cu soția lui din cauza că se gândește oricum mă cert cu ea. Mai bine eu aici și poate soția ajunge să fie izolată într-o peșteră întunecată, într-o depresie a minții în care nu mai vede lumina, în care nu mai vede nicio rază de speranță. Și în urma acestor seapărări se prea poate copiii să se uite la situația aceasta și să spună ce rost mai are să cred în Dumnezeu. Și își aleg locurile lor poate întărite, stâncile lor întărite. Și aleg poate un drum al educației înalte spunând nu am nevoie de Dumnezeu, ce-mi poate oferi Dumnezeu? Și stau pe niște stânci înalte crezând că acolo sunt siguri, uitând că singura stâncă care poate da biruința și ajutorul e Iisus Hristos. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu despre Israel în călătorile lui, beiau dintr-o stâncă și stânca era Hristos. Dar uitați-vă, din pricina păcatului, când vine vrăjmașul la luptă împotriva noastră, ne risipim, frați și surori. Soțul și soția nu se mai înțeleg. Copiii nu mai ascultă, copiii nici ei nu mai își înțeleg părinții și își găsesc prietenii mai mult în afară. Și situația devine din ce în ce mai jalnică. Rezultatul în urma păcatului. Mă rog în această dimineață Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să ne cerceteze și să repare toate relațiile și păcatul să dispare ca apoi în unitate să ne putem lupta o luptă bună a credinței. La nivel colectiv, dacă vreți, spune la un moment dat Apostolul Pavel, când încep să intre stări care nu sunt bune, poporul lui Dumnezeu iarăși se risipește și se împarte. Unii sunt al lui Pavel, alții sunt al lui Apollo, alții sunt al lui Chifa și alții spun sunt al lui Iisus Hristos. Și încep să apară dezbinare și când poporul începe să se risipească,
atunci vrăjmașul reușește să pună mâna pe adunare. Și lucrul acesta nu este bun. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca turmă a Marelui Păstor. Să rămânem împreună, frați și surori, și să ne conducă și să ne apere Marele nostru Păstor. Să nu cădem nici în urmă, să nu o luăm nici înainte. Pentru că ce mi se pare foarte interesant, Madian vine la luptă împotriva lui Israel cu Amalek. Ce e foarte interesant că Amalek acesta avea tehnica de a se arunca la luptă la cei care se târăsc la coadă, la cei care nu mai pot să meargă înainte să-și continuă alergarea. Și spune Dumnezeu, știu ce a făcut Amalek către Saul, către Samuel să-l trimite pe Saul, cum s-a aruncat asupra celor care se târau la coadă și a lovit pe cei mai osteniți. De aceea du-te, că așa cum am spus prin Moise și Iosua, vreau să șterg pomenirea lui Amalek de pe pământ. Dar uitați-vă că în urma păcatului apare coaliția aceasta cu fiii răsăritului, cu Madian și cu Amalek împotriva poporului Dumnezeu. Și primul lucru care se întâmplă, se risipește poporul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care se întâmplă, ajung atâta de nenorociți, pentru că așa cum se spunea deja, se suiau într-un număr atât de imens, cu turmele lor, ca niște lăcuste care acopereau toată țara, mâncau toată mâncarea care era acolo, furau toate animalele, încât poporul lui Dumnezeu rămânea nenorocit, nenorocit de tot. Gândiți-vă ce stare jalnică. Un om care nu mai are mâncare, e un om care moare încet și sigur, dacă nu intervine Dumnezeu. Interesant că nu îi omora din prima și pe care cum îi prindea, poate îi băga sabia în el, dar îi jefuia atâta de mult încât îi lăsa săraci lipiți pământului fără nimic. Și o, câte familii nu ajung să fie atâta de păgubite și în casa lor să nu mai fie nicio hrană, nimic. Biblia să nu mai fie citită de nimeni, așezată poate pe un raft, și pâinea aceasta a vieții care ne dă viață să nu fie aceea care să ajute pe cineva. Și să se uite că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Că reușește să intre vrăjmașul în familie și în biserică, reușește să ne păgubească și să ne despartă pe noi de hrana aceasta cerească, frați și surori, ajungem foarte, foarte nenorociți. De aceea mă rog în această dimineață Dumnezeu să ne sfințească. Hrana aceasta binecuvântată să nu ne lipsească. După cum spunem în fiecare zi și pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi, hrana spirituală să se coboare de la Dumnezeu în casele noastre, ca să trăim și noi și copiii noștri și tot ce este a nostru să fie binecuvântat de Dumnezeu. Interesant că acest Gedeon a înțeles că trebuie să-și ascundă puțin tăl din griul acesta ca să poată face față anului secetos care va fi. Și ascundea griul acesta. Mi-aduc aminte, eram copil și la parcă prima sesiune de olimpiadă biblică care fusese în 2009-2010, mi-aduc aminte că fusese invitat pe la noi fratele Beni Zegrean și predicat din textul acesta și spunea de Gedeon care ascundea boabă de grâu cu boabă de grâu și spunea el către copiii care învățau din Biblie și către părinți, bine ar fi, la fel ca și Gedeon și noi, verset cu verset, să-l ascundem, dar cel mai bine în inima noastră. Că de acolo nu-l poate fura nimeni. Slavă Domnului Iisus! Foarte interesant, gândiți-vă la jertfa aceasta de mâncare pe care o aduce Gedeon înaintea Îngerului Dumnezeu, n-aduce o jertfă de sânge, aduce o jertfă de un dar de mâncare și aduce dintr-o efă de făină, vreo 20 de kilograme de făină, gândiți-vă, nu era greu în țara aceea, nu era hrană și Gedeon totuși când se întâlnește cu Dumnezeu, aduce un dar atât de bogat, aduce turte, aduce un animal întreg ca dar de mâncare înaintea lui Dumnezeu, aduce acestea și Dumnezeu îl primește și îl binecuvintează. Foarte, foarte interesant. Dar omul acesta știa să ascundă hrana ca să aibă și pentru el și pentru casa lui. Doamne, îndură-te Tu de noi. Când vine vrăjmașul, frați și surori, bine ar fi să nu poată să ne fure hrana,
Să nu cumva să ne despartă pe noi de această hrană binecuvântată ca să putem merge înainte. Aduceți-vă aminte de Ilie care cu acea hrană binecuvântată a mers 40 de zile până la muntele lui Dumnezeu. Că atunci când Dumnezeu hrănește familia mea și familia dumitale și hrănește poporul lui Dumnezeu, avem putere să mergem înainte. Putem să stăm în picioare. Doamne, îndură-te Tu de noi și binecuvintează-ne. Și un lucru foarte interesant care se mai întâmplă, frați și surori, și o tehnică pe care o abordează acest madian, și de data aceasta mă duc în Numeri, în capitolul 25, să vedeți cât de josnic poporul acesta al madianului știe să încurce mersul poporului lui Dumnezeu, atrăgându-l prin păcate senzuale trupești. Uitați-vă în Numeri 25, Domnul, versetul 16, a vorbit lui Moise și a zis: priviți pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i, căci ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei căpetene a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor. Dumneavoastră știți foarte bine istoria. Ce se întâmplă? Balac îl cere pe Balaam să vină să binecuvinteze pe poporul acesta pentru că își dă seama, dacă e Dumnezeu cu el, nu pot să-l biruiesc. Dar omul acesta își dă seama că poporul lui Dumnezeu nu poate fi blestemat și spune: cum să bleastăm pe acela pe care îl binecuvintează Dumnezeu? Dar totuși lăcomia îl duce într-o extremă încât învață pe omul acesta, Balac, să facă un lucru și să-l atragă într-o cursă pe poporul lui Israel ca Dumnezeu să se depărteze de el. Pentru că știa omul acesta, Dumnezeu nu poate tăinui păcatul. Dumnezeu nu poate să-și apere poporul dacă în popor este păcat. Prin urmare, aduceți aici și organizați o jertfă pentru Dumnezeul vostru. Și începe muzica, și încep dansurile, și încep jertfele idolatre și poporul se dădă la curvie prin păcate imorale și senzuale. Și rezultatul este că Dumnezeu se depărtează de ei. Uitați-vă dumneavoastră cât de josnică este metoda aceasta pe care o folosește vrăjmașul. De aceea, frați și surori, nu degeaba spunem noi de multe ori și la capitolul muzicii și la capitolul îmbrăcămintei și la tot ce înseamnă purtare evlavioasă și cuvincioasă, să nu trezim firea și pofta aceasta pământească pentru ca să nu cădem în ispită și astfel să ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar unde pătrunde păcatul, ce mai contează îmbrăcămintea, nu? Ce mai contează muzica? Sunt lucruri poate într-o casă sau într-un popor atât de grave încât astea sunt non-esențiale, nu mai au nicio valoare. Și uitați-vă, ele ajung să ne păgubească și să facă să pierdem favorul lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te Tu de noi și binecuvintează-ne. Interesantă tehnica aceasta a lui Madian de a se apropia de poporul lui Dumnezeu. Totuși, așa cum am spus la început, Dumnezeu este acela care știe să dea biruința. Dar uitați-vă dumneavoastră că într-o luptă de acestea nu se poate lupta cu arme convenționale. Nu se poate lupta cu sabia ca să dobori sabia vrăjmașului. Pentru că de aceea și Gedeon, când ajunge să înțeleagă, spune: sabia Domnului și sabia lui Gedeon. În lupta aceasta nu poți să te lupți cu armele pe care le dă firea pământească. Și de aceea Pavel Apostolul spune: armele cu care ne luptăm noi sunt deosebite și le pot să facă o diferență pentru că sunt arme care vin de la Dumnezeu. Și foarte interesant, uitați-vă dumneavoastră armele cu care trebuie să se lupte Gedeon și poporul care, și așa puțin, cum spunea fratele Amos, și așa mulți fricoși, cei mai mulți, au rămas acolo o mână de oameni și să meargă să se lupte o luptă atâta de mare. Și Gedeon, cu ce ne luptăm? Ai niște catapulte să aruncăm măcar în tabăra lor niște grenade? Ai niște suliță să le aruncăm? Ai măcar niște arcuri să aruncăm săgeți aprinse, poate mai nimerim pe acolo până vine înspre noi? Care e tehnica de luptă, Gedeon? Și spune Gedeon: nici suliță, nici scut, nici catapulte, nici altceva, dar ce? O trâmbiță
care este glasul lui Dumnezeu în Scripturi, un vas de lut, care reprezintă vasul acest omenesc, care se sfărâmă, că nu poate, dar trebuie să fie din el să lucească o flacără a Duhului Sfânt. Și spunea Pavel Apostolul, și comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, ca puterea aceasta nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Și atunci când începe Dumnezeu să vorbească, frați și surori, coboară biruința. Atunci Dumnezeu începe să pună pe fugă oștirea vrăjmașului. De aceea spunea omul lui Dumnezeu Moise, când avea dorința aceasta și să ridica chivotul și poporul își muta tabăra și spunea el, Doamne, în Numeri, scoală-te Dumnezeule să se împrăștie vrăjmașii tăi și cei ce te urmăresc să fie nimiciți. Pentru că, frați și surori, Biblia vorbește despre biruință și spune psalmistul, dreapta Domnului câștigă biruința. Lupta spirituală nu poate fi câștigată prin mijloace omenești. Nu poate fi câștigată prin armele pe care ți le poate oferi lumea aceasta, dar lupta spirituală se câștigă atunci când intră Dumnezeu și începe să vorbească și atunci când armele pe care ți le pune Dumnezeu la îndemână le folosești în lupta aceasta. Și pune Dumnezeu și postul, și pune și rugăciunea, și pune și cântarea de laudă, și pune Dumnezeu și plinătatea Duhului Sfânt. De ce? Ca să putem sta în picioare și să putem birui. Frați și surori, lupta spirituală, când te uiți la ea, este o luptă atât de mare, este o luptă atât de grozavă, încât dacă te uiți prin firea aceasta pământească, nu ai nicio șansă să stai în picioare. Și este adevărat că Ioan Apostolul spune că ceea ce ne dă nouă biruință împotriva lumii este că în noi este cineva care este mai mare decât cel ce este în lume. Pentru că nu poate un trup firesc de carne și de sânge să se împotrivească unui spirit demonic. L-ar face praf. Gândiți-vă când Dumnezeu îngăduie un înger să intre într-o tabără a asirienilor și într-o singură noapte să omoare 185.000 de soldați. Gândiți-vă ce forță au spiritele acestea. Și să nu uităm că în spatele luptelor spirituale sunt spirite pe care poate noi nu le vedem. Daniele, din cea din tâi zi ți-am ascultat rugăciunea, dar 21 de zile m-am luptat pentru că căpetenia mezilor și a perșilor mi-a stat împotrivă. Pentru că în spatele luptelor spirituale e o ceartă între soț și soție, dar știi că în spate stă diavolul? E o neascultare din partea copiilor către părinți. Știi că în spate este un duh demonic care îl influențează pe copilul tău? Pentru că este o luptă spirituală. De aceea, lupta aceasta nu poate fi câștigată prin putere omenești. Nu poți spune copilului tău care e răzvrătit, doar, eu știu, du-te în camera ta, nu mai vorbesc cu tine în câteva zile, să-ți revii, crezând că o să ai biruința. Nu, lupta aia se câștigă pe genunchi. Trebuie să te rogi, trebuie să strângi înaintea lui Dumnezeu, Doamne, schimbă-i tu inima, schimbă-i tu starea, întoarce-l tu, naște-l tu din nou. Și astfel Dumnezeu aduce biruința. Îmi place, frați și surori, că în lupta aceasta spirituală, deși diavolul vrea să ne înfrice, știți că avantajul îl are poporul lui Dumnezeu, așa puțin slab și mic cum este? De ce? Pentru că cel mai mare războinic viteaz este Domnul. Spune Psalmul 45, războinic viteaz, suie-te în carul tău de biruință, apără adevărul, blândețea și dreptatea. Cel mai mare războinic, frați și surori, nu-i nici diavolul, nu-i nici îngerii lui, îi Dumnezeul oștirilor. Aceasta înseamnă Dumnezeu Savaot, Domnul oștirilor, care își conduce armata. Și spune Ieremia, capitolul 52, Dumnezeu și-a deschis casa de arme. Când își deschide Dumnezeu casa de arme, fug toate duhurile. Când începe Dumnezeu să lupte, când sună trâmbița lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce biruință, lăudat să fie Domnului. Spune Psalmul 29, glasul Domnului răsună. Și când răsună glasul Domnului, toate se zguduie, toate fumegă, că în prezența lui Dumnezeu toate duhurile cad în leșin. Și duhul de pornografie, și duhul de curvie, și duhul de obrăznicie și de nesupunere înaintea lui Dumnezeu, toate acestea cad în leșin când începe Dumnezeu să lucreze. Și mă rog în această dimineață Dumnezeu să își miște și să-și manifeste prezența în poporul lui Dumnezeu și să aducă el biruința, frați și surori. Dar noi să înțelegem că
Armele cu care trebuie să ne luptăm sunt arme pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție și noi trebuie să ne folosim. Vedeți Psalmul 20, care îl folosim și noi ca salut al bisericii noastre. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții se bizuiesc pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Deci scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Dar, frați și surori, foarte frumos, foarte frumos până aici și îmi place grozav felul cum Dumnezeu are autoritatea și puterea și poate să dea ajutorul. Dar vreau să ne uităm puțin aici și la ceva ce ne revine nouă. Pentru că Dumnezeu adesea, când lucrează, pune câteva rânduri, câteva lucruri în ordine, așează puțintică ordine fie în casa noastră, fie în poporul lui Dumnezeu, ca mai apoi biruința să fie mai deplină și totală din partea lui Dumnezeu. De aceea îngăduie Dumnezeu de multe ori și necaz în viața noastră. Îngăduie și suferință. Nu că Dumnezeu neapărat bate fără milă, dar Dumnezeu vrea să pună anumite lucruri în ordine ca El să poată lucra. Și vreau să ne uit acum puțin la omul acesta pe care îl alege Dumnezeu să-l trimită, omul acesta Gedeon, și să vedem câteva lucruri care noi ar trebui să le facem noi, că țin de noi, și restul face Dumnezeu. Oricum, ceea ce putem face noi este atât de mărunt, e atât de mic și am spune noi poate nesemnificativ, dar Dumnezeu să știți că apreciază și vrea să vadă și din partea noastră interes pentru a câștiga o luptă și o biruință. Uitați-vă puțin, versetul 11, a venit îngerul Domnului, s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, în familia lui Abiezer, și Gedeon, fiul său, bătea greu în teas ca să-l ascundă de Madian. În primul rând, când începe Dumnezeu să lucreze, apare în primul rând această întâlnire în care Dumnezeu îl întâlnește pe om. Până nu îl întâlnește Dumnezeu pe omul acesta, lucrurile nu se pot derula. Gedeon nu poate de la sine putere să plece, își dă seama și el spune: condiția familiei mele este atât de mică, cel mai mic din Manase și din casa tatălui meu, cum voi putea să adun eu o oștire? Cine va veni după mine? Dar uitați, când apare această întâlnire pe care o are Dumnezeu cu omul, atunci încep lucrurile să se miște. De aceea, frați și surori, am realizat și cred că toți realizăm din locul acesta cât de important este ca noi, dacă nu am fost, sau copiii noștri care încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, să aducă Dumnezeu în viața lor un moment al întâlnirii lor cu Dumnezeu ca să se poată schimba lucrurile și să meargă înainte. Până nu se întâmplă aceasta, e greu. Poți să încerci prin, eu știu ce, eforturi, dar vei vedea că ești foarte limitat și nu poți să ai biruința. Dar când apare această întâlnire a omului cu Dumnezeu, lucrurile încep să se schimbe. De aceea, ca și părinte care am copii tineri, mici, cu minți ascultători, mă rog să-i țină Domnul și când sunt mari, dar realizez un pericol și de aceea împreună cu soția mă rog: Doamne, adu Tu în viața lor momentul acela al nașterii din nou, când se vor întâlni cu Tine. Când vor ajunge poate la răscrucea aceea în viață și nu vor ști încotro să apuce, ieși-le Tu înainte și cheamă-i pe nume că sunt ai Tăi. Pentru că dacă ai întâlnirea aceasta cu ei și apoi primezi din partea Ta instrucțiuni ce să facă, cum să meargă, ei pot să meargă să se lupte. Vedeți, omul pe care îl alege Dumnezeu e omul pe care mai întâi întâlnește, vorbește cu el și apoi îl instruiește. Gedeon, tu trebuie să faci așa, trebuie să te duci. Și apoi Dumnezeu îi alege și oamenii. Și dacă vă uitați, din cei 300 care rămân la luptă, toți erau soldați disciplinați. Lupta nu s-a făcut cu soldații care n-au fost disciplinați. Chiar după ce s-a făcut trierea aceea și cei care au avut inima înfricată, 20.000, 22.000 au plecat și au rămas 10.000, din aceia 10.000, 9.700, chiar dacă n-au avut frică, totuși au fost soldați care n-au fost disciplinați. Și Dumnezeu a ales să nu se folosească de ei, ca nu cumva să spună: prin noi a venit biruința în poporul Domnului. A ales 300 pe care acea i-a testat, testul disciplinei. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu lucrează și îi place să se folosească de oameni care, după ce s-au întâlnit cu Dumnezeu, sunt oameni care își primesc instruirea din partea lui Dumnezeu și urmează instrucțiunile pe care le dă Dumnezeu. Dacă Gedeon spunea: Doamne,
Și așa suntem puțin 32.000 față de 120.000 și așa nu avem nicio șansă, aproape de 1 la 4. Cum adică să mai trimit și acasă oameni? Dacă Gedeon își alegea drumul acesta omenesc, calculul acesta omenesc, eu cred că Dumnezeu nu-i mai dădea biruința. Dar vedeți, Dumnezeu alege să lucreze cu oameni disciplinați, care sunt gata, așa cum spunea fratele Amos, să asculte de Dumnezeu. Și acolo când omul ascultă, Dumnezeu dă biruința. În al doilea rând, acela pe care îl alege Dumnezeu și îl pregătește, îl instruiește să meargă, este acela care trebuie să facă rânduială și ordine în casa lui. Până nu se face rânduială și ordine, Dumnezeu nu poate da o biruință de plină. Gedeon, ia un taur, sunt cu un taur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și eu aici m-aș fi așteptat să spună al străinilor din țara asta, nu a poporului Israel, cum să aibă un evreu care îl slujește pe Dumnezeu, altarul lui Baal, în casa lui, în comunitatea lui. Și Dumnezeu zice, Gedeon, lucrurile acestea trebuie puse în rânduială. Altarul lui Baal nu poate fi în casa ta. Ca Dumnezeu să dea biruință, altarul lui Baal nu poate fi în casa noastră, frați și surori. Parul închinat Astartei nu are loc în casa noastră. Luați-le dumneavoastră cum vreți, în ce domeniu, dar Astarteia, Baal, cei care dețineau puterea lumii păgâne, cei care erau respectați pentru fertilitate, pentru senzualitate, pentru bunăstare, cei care reprezentau totul. Și uitați-vă că măcar că noi mai numim Baal și Astarteia, ei până în zile de astăzi rămân niște idoli ai societății moderne și oamenii aleargă cu grămada și se închină înaintea zeiții rațiunii, înaintea zeiții senzualității, înaintea zeului putere care le dă autoritate și bani ca să conducă lumea aceasta. Și vine și la Domnul Iisus și spune că toate ți le voi da ție. Și Domnul Iisus nu îi spune că nu sunt ale lui, erau ale lui, dar pentru o vreme. Și vedeți, până în ziua de astăzi, oamenii aleargă și se închină la aceste zeități păgâne, chiar dacă într-un fel mai modern. Și aici vreau să spun, frați și surori, ca și popor al lui Dumnezeu, ca oameni pe care Dumnezeu ne cheamă, în casa noastră n-are voie să fie un altar. N-are voie să fie o altă închinare, care poate ne place nouă că e mai altfel. Știți acel episod din Cartea Împăraților? Când trimite la preotul Urie, cred că era împăratul Ahaz, o schiță, un templu din Damasc, unde s-a întâlnit el cu regele Asiriei și îi trimite acasă repede la preotul Uriei să facă un altar nou și să aducă pe el jertfele care erau, așa cum erau stabilite de Dumnezeu, dar pe un altar nou. Și spune el că despre altarul de aramă, făcut după chipul pe care îl dă Dumnezeu, nici nu-mi pasă de el. Și vedeți, împăratul acesta ajunge să schimbe închinarea pe care o dă Dumnezeu. Când începe să intre păcatul în viața noastră, înseamnă că e posibil ca în casele noastre să fie și altare care nu sunt bune, să fie și obiceiuri care nu sunt bune din lumea aceasta și pe care noi le-am împrumutat. Și poate ne întrebăm, Doamne, dar de ce nu merge treaba? Păi ar trebui poate că altarul ăla scos afară. Ar trebui obiceiul acela care dumitale poate îl știi personal, eu nu știu care este, dar care ar fi el? Ar trebui cercetat și dacă nu este un obicei care face plăcere lui Dumnezeu, ar trebui scos afară. Și Dumnezeu va începe să lucreze, lăudat să fie numele Lui. Și în ultimul rând, frați și surori, și vreau să mă apropii de încheiere, omul pe care îl alege Dumnezeu, după ce face lucrul acesta, face rânduială, face tot ce îl instruiește Dumnezeu să facă, e omul care, așa cum am spus, alege să se încreadă în Dumnezeu, în ciuda posibilităților minime, în ciuda numărului atât de infavorabil. Știți dumneavoastră, când Iosua trimite acele iscoade în țara Canaan și 2 din 12 vorbesc însuflețit de un alt duh și spun, da, e adevărat, sunt uriași. E adevărat că eram ca niște lăcuste înaintea lor și că ei ne pot mânca. Dar nu uitați un lucru, cu Dumnezeu îi mâncăm noi pe ei. Și spune Dumnezeu, laudă atitudinea acestor bărbați pentru încrederea lor în Dumnezeu, pentru că s-au încrezut în Dumnezeu. Omul
pe care vrea să-l folosească Dumnezeu este omul care trebuie să aleagă să-l creadă pe Dumnezeu. În ciuda imposibilităților și a lucrurilor care par atât de defavorabile pentru el și balanța atât de înclinată în defavoarea lui, totuși omul care îl trimite Dumnezeu crede că Dumnezeu din nimic poate. Pentru că așa spune Biblia despre el. El cheamă și ce el zice și ce zice se face. El cheamă, cheamă pe toate, din nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu, el cheamă și se prezintă înaintea lui. De ce? Pentru că autoritatea îi la Dumnezeu. Gândiți-vă că noi avem o luptă pe pământul acesta și este o luptă atâta delimitată în sensul și în proporționalitate cu universul acesta atât de mare și atât de măreț. Gândiți-vă la noi cât de mici suntem pe planeta aceasta ca niște furnicuțe în macrocosmosul acesta. Dar să nu uitați un lucru, că Dumnezeu e Tatăl nostru. El a creat pe toate și spunea cântarea și când am să zbor printre stele și când să admir lucrarea aceea și atunci voi spune cu atâta exclamare, e Dumnezeu, e Tatăl meu. E Cel care mă ajută, e Cel care îmi dă biruința și o spun din toată inima, lăudat să fie Dumnezeu. Doresc, frați și surori, să mă opresc la gândurile acestea. Din toată inima doresc ca Dumnezeu să ne ferească de lupte de acestea din pricina păcatului. Bine ar fi să fim vegheatori și astfel luptele noastre, care oricum vor fi, să fie lupte onorabile de păzirea cuvântului lui Dumnezeu, de a sta pe baricade, de a sta la locul nostru de veghe, așa cum spunea Habacuc, să vedem ce zice Dumnezeu, că tot mai mulți sunt care cad de pe metereze în zilele acestea. Și de aceea vorba aceea spune, nu ne mirăm de cine cade, ne mirăm de cine stă în picioare. Dar eu cred că prin ajutorul lui Dumnezeu, noi toți putem să stăm în picioare, pentru că Dumnezeu este acela care ne poate da biruința. Amin.